După cum știți, cu vidorile mele încerc să promovez electronica printre cei tineri și nu prin modul acela să construim un amplificator de 5000 de W și încerc să explic noțiuni teoretice, complexe, pe înțelesul tuturor. Totodată sprijin evoluția tehnologică și susțin învățarea teoriei în combinație cu practica. Cu bune, cu rele, încerc să vă ofer o informație de calitate și nu o să vedeți niciodată la mine pe canal cum să modificăm un pistol de lipit românesc cu toate că nu am nicio legătură cu, nu mai am nicio legătură cu România, fac acest lucru din motive personale. Într-adevăr, devine din ce în ce mai greu să mă motivez, dar nu renunț și încerc să găsesc modalități prin care să filtrez publicul. Pentru că aceste informații care le ofer nu trebuie să ajungă la nea ca isă care te înjură, deoarece el nu, are, el nu are o stație de lipit ca a ta, sau știu, are o viață de căcat și asta e viața, el trebuie să te înjure. Ci, aceste informații trebuie să ajungă la acel tânăr sau la, la acel om, nu neapărat tânăr, da? care își pune întrebări, care vrea să învețe, care vrea să știe unde aș putea să mai găsesc o informație sau vrea să-și cumpere o carte vreau, sau vrea să citească o carte de electronică sau multe, multe alte uh, întrebări care și le pun tinerii. Da? Cineva scria într-un mail, mă Bogdane, nu le mai arăta din casă, nu le mai spune de cărți, nu le mai spune de revista Silicon, ci pe aia chiar m-a șocat, da? Acolo sunt informații prețioase, dă-i în pula mea, nu vezi că sunt retardați. E bine, eu am altă părere, de aceea vă arat cărți, vă arat, uitați ce canal de YouTube am descoperit, am arătat cu acel român care, acel profesor care face uh, video despre microcontrolere și... Am să vă arat informație tot timpul, pentru că zicala românească, acel slogan românesc, da? meseria se fură, nu se învață, este doar un slogan comunist și pesedist. Da? De aceea, dacă eu am să-mi cumpăr ceva, o carte, ceva, am să o împărtășesc cu voi și revin la chestia asta. Eu acest lucru nu-l fac pentru banii de la YouTube ci am motivele mele personale. Câștig foarte bine, în plus câștig bani și cu alte business-uri, programez, proiectez, am pagini online care produc bani, nu trebuie să fac nimic. După cum am spus și în alte video, am să sprijin și am să promovez orice inginer, orice profesor, orice tânăr care realizează materiale despre electronică, da? dar trebuie să înțelegeți, nu puteți să veniți la mine, Bogdan, hai să mă promovez, am făcut un video acum 6 luni, îl promovez, nu, trebuie să ai conținut pe pagina. trebuie să ai conținut uh, pe YouTube, da. și aici vă dau un exemplu, uh, tipul ăsta a postat în grupa de Facebook acest video, am discutat cu el odată, pare un băiat foarte inteligent și foarte fain, da? și Uitați-vă la video cu mine. Înlocuire, socket 1200 euro, bla bla bla. În fine, hai să dăm un pic mai departe. Stați, de aici începe. În fine, ce vreau să zic? Nu veniți cu așa ceva la mine. Nu -mi postați așa ceva în grupă, da? Eu înțeleg că încercați să vă promovați afacerea, dar ăsta nu este un material de publicat în grupa Electronic Club, în niciun caz. Da? Toată stima și respectul, dar astăzi numai bullshit-uri. Da? Vrei să arăți ceva cum se înlocuiește ăsta, soclul ăsta? Arată! Da? dar nu veni cu de-astea la mine pe grupă, da? În niciun caz. Alt exemplu. Tipul ăsta de la Raw Waves, sau cum îi spune la pagina asta, cu ceva timp în urmă, cu mult timp în urmă, da? Intrasem cu el în contact pe YouTube, pe Facebook, da? Să dădea mare și șmecher acolo că promovează electronica, că sprijină, că are un club de electronică de copii, am făcut donații de kituri, componente electronice, atât pentru clubul de electronică pentru, pentru copii, cât și pentru el. Da? Și i-am zis, mă, postează, fă video, promovează-ți afacerea dacă vrei, dar fă video, arată la oameni cum se face aia, cum se face aia. Și tot am așteptat, am așteptat, am așteptat, într-un timp, știi ce spune? Bă, Bogdane, eu nu pot să dau totul gratis, dar când s-am făcut donația de 700-800 de euro, tot, toate piesele alea, n-am spus, bă, Uh, nu ți-am cerut bani, înțelegeți? Uh, este plină lumea, plină nu lumea, plină România de tipi care au cunoștințe, dar nu ți oferă nimic gratuit. Absolut nimic gratuit. Poate tipul a avut dreptate, da? N-ai ce să-i spui. Dar faptul cum a spus și... Uh, în fine, e o poveste foarte lungă, tipul a încercat să-mi bage pe gât tot felul de tip de ăștia vai șamar, ce vreau să zic? Avem o grămadă de specialiști, între ghilimele spus, da? care sunt buni numai atâta să tragă bani de pe tine. Da? Un alt exemplu. Un băiat. Am revăzut video cu condensatorii. Pot să fac niște sugestii utile, după părerea mea, referitor la canalul de YouTube. Tipul este inginer, electronist și master în electronică și o listă frumos cu ce trebuie să fac și cum să fac. Și am răspuns, tu de ce nu-ți faci un canal de YouTube? Ai o facultate de electronică, ești inginer, cunoștințe ai, ești tânăr, ai idei bune, ai atelier, etc. Nu? Și lista poate continua. Am multe, multe mail și multe țepe am luat de la fel de fel de oameni și tot timpul am avut uh, dezamăgiri când am întâlnit oameni de ăștia, ingineri, master și nu mai știu ce specialiști, oameni fără coloană vertebrală, niște țepari, niște critici, da? Toți îți spun, îți spun cum să ții camera, ce să faci, cum să filmezi, ce video să ai, să mai discuți, vezi că ți-a lipsit ceva informație, vezi că ai făcut o greșeală gramaticală. Oameni buni, aveți atâtea cunoștințe, faceți vă voi un canal de YouTube și îl realizați după bunul plac. Și acum fiți atenți, pasul 2. Cum îi provocăm pe dinozauri să iasă la suprafață, da? Am adunat deja 1700-1800 de, de subscriber la pagina de Facebook, la grupa de Facebook, dar bineînțeles sunt mulți printre ei care dau pe acolo subscribe la orice apare pe internet, da? Și fiți atenți. Am aici Outlook-ul. În Outlook am un calendar unde îmi fac eu niște notițe. Ce, programări, am ce am de făcut, ce lucrez și tot felul de chestii. Da? Și mi-am scris aici, postează poza cu acel stâlp. Am postat pe Facebook un stâlp cu multe cabluri, pe el îmi arăt imediat. Da? Și uh, provoacă să te înjure și apoi le dăm bloc. Fiți atenți! Am postat această poză uh, ieri pe Facebook și am scris în descriere asta înseamnă progres tehnologic în România. Da? Și acum fiți atenți să vă arăt o parte din comentarii și după aia revenim la comentariile cele mai periculoase. Fiți atenți. Bineînțeles, aceasta este numai o parte. N-am avut chef să, să, stau acum să fac print screen la fiecare înjurătură. Dar astea sunt cele mai, cum să zic, pistol cu apă, asta nu sunt nimic. Aia care fac pe deștepți, aia sunt periculoși, da? Aici dacă îmi bag unul pula în gură sau că mă fute sau că nu știu ce, astea nu e, după cum am spus, e pistol cu apă, da? Și fiți atenți, da? Ce am postat eu și ce scriu ei, da? Uh, Mulți n-au înțeles, ma de fapt 99% n-au înțeles despre ce este vorba în această poză, da? Nu este vorba despre că internetul este mai bun în Germania ca în România sau invers, că uh, nemții sunt mai șmecher ca românii sau românii sunt mai șmecher ca nemții. Nu are nicio legătură poza asta cu chestiile astea, da? Fiți foarte atenți. Și bineînțeles, în timp ce citeam toate înjurăturile, îmi zice doamna Tradus mi-a spus să mă duc să fac cumpărături și bineînțeles i-am spus mă șața, azi nu mai mergem la cumpărături că am primit carne din România cât, câtă vrem de aia bio încă. Și bineînțeles lista de, de comentarii ciudate a apărut până mi-am umplut bine frigiderul ca să fac o mică glumă da. Uh, au ajuns la portul din Constanța, la drumurile din România că tot străinii sunt de vină la sistemul de învățământ și, și multe, multe, multe alte chestii care asta este. În fine, dar acum vreau să vă arăt părerile, părerile um, specialiștilor da? ăștia sunt mai periculoși ca ăștia care înjură pentru că ăștia care înjură-s în cap asta este atâta a poate, dar ăștia care sunt un pic mai... Mm -mm. Fiți atenți acum. să mergem pe cealaltă postare. Aici am provocat și mai tare. Aici l-am dat o bine. În fine, cine are chef să poate citi. În fine, ce... ca să știți așa în mare despre ce este vorba, da? Mă uitam la un video de al lui Bucnici. Bucnici îl urmăresc din când în când, are foarte multe video interesante, dar are și multe bullshit. Da, na, omul trebuie să facă bullshit pentru că din asta trăiește, da? Și la fel și tipul de la zona IT, da? și ăla are multe video interesante, dau multe chestii și era o, o chestie legată de internet, da? Uh, <laughs> Mi-a venit să râd, așa, și sunt niște chestii care sunt ciudate, da? Pentru că ei nu cunosc situația, ei nu cunosc, uh, în sensul, vă, vă dau un exemplu, o spunea Bugniș, mă, știți voi, de-aia internetul e așa prost în Germania, într-un, cu ghilimele, așa spus, uh, pentru că Nemții nu sunt așa buni pe IT, sunt buni pe uh, uh, inginerie, pe IT nu sunt așa buni și dacă te mai uitai și în comentarii la, la acel video la Bucnici, toți proștii acolo își dădeau cu părerea, proști care pur și simplu cred că nici nu au părăsit satul lor de unde, de unde, unde locuiesc și știau că internetul în Germania e prost, că, uh, uh, că eu am atâția megabytes acasă și am download cu atât, și nu mai prostii, da? Uh, niște, niște bazaconi. În fine, uh, eu urmăresc pe Bogni și pe băiatul de la zona IT, au foarte multe video interesante, dar nu este vorba despre, despre chestia asta acum. E vorba despre proști care pur și simplu uh, comentează aiurea, da? Și fiți atenți. Uh, am scris da, dar nimeni n-a înțeles da? dacă Germania stă pe loc acum 300 de ani să oprește, nu cred că o să-i ajungă România din urmă. Da? Și am scris progres tehnologic înseamnă mult mai mult decât viteza de download. Da? În fine, um, și am mai spus o chestie care i-a supărat pe tovarăș. <laughs> um, așa. Am scris aici: Poza arată cât de primitivă este România din punct de vedere tehnologic asta i-a supărat pe tovarăș. și asta iar i-a supărat pe mulți. E, oameni buni, când în Germania era telefon și internet, românii își dădeau un cap la revoluție pentru o pungă de banane. Da? Și asta am scris un special pentru aia care mi-au scris, mă, puștulic, așa mi-a scris vreo, vreo, doi, ceva de genul, bă, eu am luptat la Revoluție, dacă nu eram eu, nu, nu mai aveați libertate, ceva de genul, da? Uh, și chiar ăsta e tipul care a dat un comentariu de la de inginer. Fiți atenți ce nu înțelegi și nu știi Bogdan a scris el cu n mare cu U mare e următorul lucru România și automat poporul român e primitiv pentru că așa se vrea din vest. Da? Din miile de dovezi o dau pe cea a ultimului fost ministru bla 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 asta nu are nicio importanță așa 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 că. Mm, salariile de căcat în și centrele din România sunt mici pentru că neamțul francez, americanul, etc., vrea inteligență românească. Da. Exact, neamțul și francezul și americanul special s-a dus în România și a spus la ăia de la PSDB bă, fieți atenție, prostiți pe ăștia și când cresc mari îi luăm noi, așa proști îi luăm. Îi luăm direct proști și îi facem noi deștepți. Așa. Cel mai mult interesează că inteligența românească să emigreze la ei. Exact, o să pun și linkul cu documentarul pentru că este extraordinar. E vorba de centrul de cercetare. <laughs> Fiți atenți, de la o poză a ajuns la centrul de cercetare de la turnul Măgurele, de -a, când a fost repus pe harta lumii. Da? <laughs> și, uh, și era locul de altfel pentru că noi românii suntem pioneri în aproape orice există pe planeta asta. Okay. Un român a inventat elicopter înaintea tuturor naților lumii. Mă, Vasile, ce treabă are asta cu ce am postat eu? L-a numit Caracadița zburătoare și se pricepe tipul și la istorie, da? Și se numește George de Botezat, care a fost acaparat de ruznaș ca fiind savantul rus doar pentru că s-a născut în Republica Moldova când acesta era la ruși. Așa, tipul să știe la istorie. În România există Plan de modernizare pentru absolut orice, există plan, <laughs> plan, da, există un plan, mă gândesc, există planuri contra uh, bla, 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 green, din așa. Problema este că nu se pun în aplicare niciodată pentru că ai la conducerea țării, ba, un pârlic de neamț, bineînțeles, așa, și ăsta, ăsta stă în, în Germania, da, tipul ăsta, pe aici așa un pârlit de neamț, ba un pârlit de rus, ba un pârlit de american, evreu, italian, francez, da? Nu mai străine am la conducere, bă, ce coincidență, măi, ai, 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 așa. Mihai Hodorogea a scris o carte care pur și simplu l-a pișat în cur pe Einstein. Ce treabă are Einstein cu pișatul, cu fundul, cu Mihai Hodorogea, cu ce am postat eu, da? Și pe toți aproape mari, mari savanți ai lumii, pe toți a pișat în cură asta. În fine, ce înseamnă a pișa pe cineva în cur În fine, ăsta e limbaj, de specialist, de istoric. Cartea lui se studiază de către marile creiere strălucite ale lumii, iar el nu mai are timp nici să ajungă acasă la cât de solicitate este la simpozioane și congrese. Ție, ție ți este ușor să vorbești de aici pentru că ai bani, unde să dorm la căldură, îi sponsorizează altcineva școala, îți sponsorizează altcineva școala sau recalificare, etc. Da? <laughs> eu cunosc, fiți atenți, eu cunosc situație personală cu familie cu nouă copii. Deci o familie cu nou copii, situație personală, iar când se trezeau dimineața, primii se încălțau cu șosete, iar doi trei stăteau fără. Da? A venit neamțul sau americanul să spune să faci, să faci nou copii dacă nu ai putut nici măcar doi să ai. Deci sunt oameni cu capul, oameni cu capul. Da? Imaginează-ți cum este să stai fără șosete în picioare iarna. Păi cine te-a pus să faci nou copii dacă nu -ai, -ai, bani de ei? E situație de plâns. Înțelegi cum compar tu România cu Germania? Problema este că dacă erai acolo, trebuia cumva într-un fel să te descurci. Nu poți și nu ai voie să cumperi să o Românie condusă de clasa politică și serviciile secrete, asta e treaba aia, ăla de desta cu teoria cu serviciile secrete, a servite tuturor statelor lumii și care lucrează exclusiv pentru ele, bla 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 bla. Unde mai pomenit în lumea asta că președintele unui stat să-și bată joc de propria armată, cum au făcut pișații de Bășinescu și Iohannis? Așa. Deși politică știe și istorie și de toate. De ce nu vorbește de ordinea și disciplina din perioada socialistă? Atenție! Socialistă și nu comunistă, cum spun boii negândători și vacile proaste. România nu a fost niciodată comunistă. Deci asta e mare șmecher, mare istorie. Dar cel mai bine ar fi să încerci să nu mai denigrezi țara în care te-ai născut și în care s-au născut părinții tăi, bunicii tăi, etc. Ține cont că cel puțin unul dintre străbunicii tăi poate este pioner al lumii care există azi. Incredibil. Așa trebuie să tratezi situația României căutând exact cauza și automat venit bla 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 bla. Totuși aici se vrea a fi un grup de electronică totuși. Am fugit de pe alte grupuri ca să scăp de astfel de postări și discuții. Crede-mă pe cuvânt că sunt foarte documentat când vine vorba de România. Să vede cât de documentat ești. Uh. Eu am crescut odată cu distrugerea țării și automat, în fine. Hai să vedem care a dat aici o inimă. O inimă a dat domnul Curaro Și ăștia au dat cu like. Mihai Ion și Marian Maria. Așa. Uh. Hai să vedem ce mai sunt pe aici. Ca să vedeți cât e... Bineînțeles, a postat video cu cântarea româniei, cine știe ce o mai fi pe acolo. Așa. Bineînțeles, domnul Dan are un răspuns excepțional, punctual, cu subiect și predicat. Respect maxim, stimate domn. Așa. I-am scris și eu ce subiect, ce predicat. Ai uitat să mai a, a, a uitat să mai spună cum Ștefan a omorât milioane de turci. Așa. Păi ce treabă au turci în această poveste? Și până la urmă acei tovarăși turci au fost uciși pentru că au vrut să ne cotropească nici de cum pentru că i-am cotropit noi. Ah, alt istoric. Și am scris, Dan Păcuraru, nici tu nu ai înțeles nimic din acea poză. Exam cum Einstein nu are nicio legătură cu acea poză, cu pișatul și cu toate prostiile care le-a mai scris tovarășul de aici, de sus. Alt inginer și specialist, da? Vedeți voi? În fine, sunt niște bazacune pe acolo de, de numai. Vedeți voi? Este ușor să dai vina pe altul. Bă, nemțesc de vină, nemțesc americani, evrei, am fost conduși de servicii secrete, de. de. de, de oameni buni. Când îi să mai dau și mari studii și au citit și au zvai și amar de capul lor și uh, exact metoda aia românească am avut un om de știință care l-a pișat pe Einstein în cur un român a inventat elicopterul înaintea tuturor naților lumii l-a numit caracatiță zburătoare bla 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 băi retardaților mă și în special tipul ăsta de aici că altfel nu pot să-l numesc eu n-am spus nimic rău de România da. faptul că fac video în limba română, când voi stați în spatele monitorului și vă dați cu părerea, asta spune că fac un lucru bun pentru România. Și sunt mândru că sunt român, cu toate că nu mai am nicio, nicio legătură cu România. Uitați ce poza am postat eu, mă, retardaților, că altfel nu vă pot numi și o spun și nu rușine. Er Aici nu este vorba de Cam am rău de România, este vorba despre progres tehnologic. Ne mândrim că avem internet de nu știu care și sunt oameni care, cum ai scris tu acolo, da? E, no, familie cu nouă copii și nouă ciorapi să i tragă în picioare, da? e, Sunt, exact cum spunea paraziții, nu avem bani de apartamente, de a construim monumente, da? Cu ce l ajută pe Familia aia de cu 9 copii care ai tu internet de 50 de milioane de megabytes pe secundă. Aici nu este vorba de rău de România, este vorba despre progres tehnologic. Poza asta arată haos. Poza asta arată lips de răspundere. Poza asta arată că tipul care a făcut instalația sau tipii nu sunt specialiști în domeniu. Sau dacă sunt specialiști în domeniu, nu interesează calitatea. Da? Șeful. Celor, acelor tehnicieni care au făcut această instalație da? uh, nu este interesat de calitate. Primarul orașului unde există acest stâlp nu este interesat de, de cum arată stâlpul. În fine, asta nu are nicio treabă de România. Când vă aud că vă pișați pe voi atâta, că ați citit voi și că. Deci, îți vine să vomiți. Da? Și când, când vezi ce, ce bazaconii scriu, da? E ușor să dai vina. Ba pe Iohannis, ba pe nu știu care. E bine, voi sunteți de vină, că v-ați dus pe o sticlă de ulei și ați votat cu X, cu Y, da? Nu cred că a venit, a venit americanul sau neamțul sau francezul să îți spună, mă, du-te și votează cu ăla. Sau nu ți-a ți spus americanul sau neamțul, bă, nu te du la școală, stai acasă, da? Că te luăm noi când crești mare. După cum am spus, încă o dată, mă repet, poza aceasta de aici, unde ești, cu stârpul, nu este vorba de rău de România, da? este, este cu totul altceva. Da? N-am vorbit niciodată în într-un video sau într-o postare, vai ce, bag pula în România sau ceva, în niciun caz. Da? tip de ăștia care trăiesc aici în Germania de ani de zile, da? sau prin alte țări, prin Franța, ăștia da, ăștia vorbesc rău de țara unde, unde produc bani, unde uh, trăiesc și așa mai departe. Da? Deci, sunt așa de tâmpiți, deci tipul ăsta care, să mai dă și -o mare istoric, George Vieru, exact poza clasică de inginer român cu 70.000 de aparate pe masă, uh, reparatorul de frigidere, Uh, în fine, nu este vorba de, de chestia asta, da? Uh, oamenii interpretează greșit de la o anumită poză să ajunge, uitați la, la ce să ajunge, da? de la o poză, de la un, de la un nimic, da? Uh, oamenii și-au postat uh, viteza la internet, Altul a spus primul browser web, uh, primul HTTP și HTML au fost create de pe parcursul anului 1990, sigur în 89 nici în Germania nu avea internet. Oameni buni, primul browser web nu înseamnă internet. De la apariția internetului până la primul browser web e distanță de câțiva ani buni. Da? În 1986 era deja prin unele facultăți de electronică și de tehnică în Germania. Dacă vrei vă fac, vă fac un video despre chestia asta, era, era legături de internet între facultăți. Da? Nu mai vorbiți aiurea dacă nu cunoașteți, aveți Google-ul ăsta dacă vreți să aflați câte ceva, da? aici nu a fost vorba, după cum am spus, de ceva rău, da? este vorba de haosul care circulă în România, da? mulți cred că evoluție tehnologică înseamnă site-ul 70 de mega pe secundă sau 500 sau 1000, E, asta este complet fals nu poți să dai vina pe străin, că ești tu prost, că n-ai ajuns la școală. Nu a venit nici Angela Merkel, nici Barack Obama, nici eu mă știu care să spună, bă, stai prost, bă, du-te și dă în cap la ăla, bă, du-te și fură scândurile din gard, bă, nu. N, n -am, -am, avut român la conducere, n-au venit nici evrei, nici alieni, nici hoți am avut tot timpul, hoți peste hoț. Uh, uitați aici, multă lume nu știe că Bocnici are chip bla 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 implantat în mână. Ce treaba are asta cu ce am postat eu, da? Uitați, de exemplu, la un asemenea video, de ce nu am așa atâtea comentarii? De ce n-a întrebat nimeni? Bă, Bogdane, ce carte e acolo? Ne dai și nouă carte aia? Ne o scanezi? Ne o dai? La asta de ce nu sunt atâta de mult comentarii? Sau la asta, da? Dar la astea vă plac chestiile astea. Vă plac să... Deci, cea mai bună metodă să scoți pe tovară și afară, da? Pe, ce scrie aici? Tehnician, by smartphone, bla bla bla, reparator de telefoane. Uh, vedeți voi, uh, și când, când îi vezi că își scriu în, în, în comentarii probleme care au ceva legătură cu ei, da? Probleme private, personale și, și le scriu în comentarii, da? uh, de exemplu, vă mai dau un exemplu, fiți atenți. De? uitați aici, două comentarii, uitați aici, două comentarii, uitați aici, e, niciun comentar. <laughs> la transistorul GFET un băiat a scris, o, a pus o poză, în fine, aici câteva, două răspunsuri, patru comentarii de fapt, e, aici la domnul care a postat cu amplificatorul, vedeți, nimic, da? E, da, uitați aici, da? Bărbații din gala surprinși cu o trotinetă electrică, bla, bla, bla. La astea, șapte comentarii. La bobinele astea, cinci. În fine. În fine. uitați la domnul. Domnul ăsta publică foarte multe video interesante și arate multe chestii în atelierul lui. Chestii pe care uh, mulți oameni trebuie să plătească ca să le învețe, da? Și, bineînțeles, sunt puține comentarii. Șase comentarii, da? Uh, de fapt două sunt de la aceeași persoană. Da? Vedeți voi? Dar la ceartă și la scandal și la să vă dați voi cu părerea, uitați aici, avionul Marelor Speranțe, o chestie faină făcută în România, cum ajung copiii la spitale în afara țării, da? Străini, așa de răi încât, în fine, există vreun comentariu? Nu. Da? Și aș putea să continui, dar când îi, îi lovești un pic acolo unde nu-i trebuie, unde, unde nu trebuie sau unde, unde îi doare, știi? Iasă toți la suprafață, toți cu uitați aici ce compunere a făcut. Domnul Bogdan, să știți că România chiar a făcut progrese din acest punct de vedere și nu datorită guvernul și a investiții masive unei firme private. Repet, locuiesc la țară și am abonamentul cel mai slab care e de 100 de megabytes down up cu circa 5 euro pe lună. Folosit de vreo 15 ani fără probleme. Mă, vedeți, de ce înțelegeți greșit? De ce nu e vorba de cât internetul? Da? E și normal că în Germania e mai scump. Da? Oameni buni am 6000 de euro pe lună. E și normal că trebuie să plătești mai mult abonamentul. E normal că în România e mai ieftin. Da? E o infrastructură poate mai bună, sunt alte prețuri, alt stil de social, financiar și așa mai departe. Da? De ce vă rezumați la câți megabits ai, megabytes, unde la ce îi folosești? Da? În fine, nu, nu asta este treaba despre. Alții și-au pus uh, testul <laughs> ca să arate ce viteză are la internet. Vedeți voi, este o situație așa de gravă uh, și te mai, întreb, te mai întreb de ce oamenii cu cap pleacă din țară. Da? Nu pleacă că vor străini, pleacă pentru că nu vă mai suportă pe mulți dintre voi care scris fel de fel de bazaconi cum e și tipul ăsta istoricul ăsta de aici. Da? Uh, nu credeți că <laughs> ne-am dus o americană face anunț căutăm român programator să căutăm uh, nu știu ce nu face anunț așa ceva. Da? <laughs> mulți nu știu unde e România pe hartă. Da? Firmele de afară n-au nevoie de români, de americani, de ruși, de iugoslavi, de indieni, au nevoie de specialiști. Iar dacă ești specialist, te ia, indiferent de religie, de, de în ce țară provii, da? Nu, vă, nu, mai trăiesc cu concepția că străinii afară caută români, că suntem cei mai șmecheri. Nu, străinii afară caută specialiști. Da? Dacă neamțul, are nevoie de un programator, da? Și tu ești bun în ceea ce faci. Și poți să dovedești că ești bun în ceea ce faci, te ia și îți dă cât vrei tu, da? și n-are nicio treabă cu România sau că ești indian sau că nu mai știu ce. Oameni buni, am, am umblat prin multe țări. Am fost și în Italia, am făcut școală în Italia. Am fost în, în Franța, am fost în, în Germania, da? Am fost în Australia, m-am plimbat până în toată lumea asta, dar nu am văzut, vă spun sincer, fără rușine, atât de multă prostime ca la noi, da? Trăinite vor prost și au, sunt, apropo, sunt, sunt, țări care au probabil mai rău ca noi. În, când am, am făcut școala în Germania, am fost în India. Am fost la o fabrică de, de semiconductor acolo, da? M-au trimis acolo la practică. Îi aveau mult mai rău ca noi. Și credeți-mă, căutați pe, pe Google cei mai mari programatori și cei mai mari specialiști sunt indieni dacă e așa, da? da? Deci, dar totuși aici nu este vorba de naționalitate. Oricine poate să învețe electronică, programare, orice, da? Iar uh, Legat de chestia asta că tipul a fugit de pe alte grupuri ca să nu dai de peste astfel de comentarii sau de postări, eu aici pe grupa mea postez chestii ce doresc eu, da? Nu te ține nimeni aici. nu, nu poți să-mi spui mie, bă, postează nu știu ce, că de aia am fugit de pe grupa de X sau de Y, da? Tipii ăștia, ăștia se duc pe alte grupuri, de electronică, sunt multe în România, inginerii ăștia, și să ceartă în comentarii care osciloscop este mai bun, la Tektronic sau la Rigol. Da? Asta e nivelul ingineresc la, tipii tipi ăștia. Da? La, la, asta se rezumă. Sau se rezumă la care își postează poza cu cele mai multe aparate de măsură de pe masă. Oameni buni, nu dau doi bani pe voi nu dau doi bani pe voi, da? Vă dați cu părerea, înjurați, sunt mulți care înjură și eu sunt sigur asta că mai văd și după IP, când mai intră pe blog, că de fapt sunt aceleași persoane care vin cu, cu ID, cu nume diferit, cu user diferit, numai ca să-și să el problema e să simte el că a ajuns acea înjurătură la, la tine, da? Cu alte cuvinte n-are rost să mai discut, poate am supărat pe cineva, poate nu, mi se rupe oricum, nu mă interesează. Totuși sunt mândru pentru că fac canalul ăsta de electronică în România, în limba română și eu sunt sigur și sunt conștient că mulți apreciază ceea ce fac și informațiile care le-am oferit Alții, cum ar fi, ar, veni, ar fi tipul ăsta de aici, nu ți-l da nici pentru bani, da? Și am multe de chestii de astea care le-am întâlnit în experiența mea cu YouTube în România, când pur și simplu tip în care, eu știu, descarcă o, o revistă piratată de după nu știu ce și nu ți-o dă, numai pentru că lui se pare informația foarte importantă și trebuie să o țină pentru ei. Uh, și sunt mândru că fac canalul ăsta de YouTube și uh, că public foarte multe informații. Informații care probabil mulți nici în școală nu o găsesc. Da? Uh, și eu am cărți, mă uit în cărți, vă spun, vă arăt vă fac o demonstrație. Într-adevăr, primesc foarte multe mail-uri cu multe cerințe și nu pot să le fac și multe mail le și ignor. N-am chef, n-am timp, am și o pale Și când mai citești niște bazaconi de la dinozauri de ăștia, te, te, mai spui, bă, pentru ce să-ți bați atâta capul, să investești din timpul tău, care este prețios, timpul meu este foarte prețios, să investesc să explic la un tip ceva care el crede că România e condusă de evrei, agenții secreți 0007. Da? Totuși, eu sunt sigur că cel puțin tinerii din ziua de astăzi au cu totul altă gândire și cum ai scris tu aici, mă, tipule George Veru, că să pișa în curul Einstein, tinerii din ziua de astăzi, ăia care le merge capul și să pun pe învățat, o să se pișe pe voi, dinozaurilor, cu serviciile voastre secrete. Am citit, credeți-mă, fiecare comentariu, am, am vrut să văd, vă spun cu sinceritate, cât de departe se poate ajunge și am știut, am prezis, da? am zis, bă, să vezi acum, acum cum, cum iasă la suprafață, dar ăsta a fost și scop. să iasă la suprafață, să le dau câte un bloc, să nu-i mai văd pe aici. Da? Uh, uh, ce să mai zic uh, iar acum câteva zile, chiar o, iar o chestie care m-a șocat și m-a deranjat un tip îmi scria pe Discord și nu mai mă lăsa în pace, și tot scria și scria și îi spuneam ok, bun apreciez comentariile tale bla bla bla, în fine era un tip care tot uh, îmi spunea acum ar veni mă, să arat să nu, că și condensatorii aia din, din China aia de sunt buni, să nu mai arat că să nu vorbesc rău cum ar veni de anumite piese să, să fac experimente, să le arat cât de bune sunt piesele alea nu știu care și nu știu care și am spus mai omule lasă-mă în pace, eu folosesc ce am, eu, eu vreau că vreau să-mi cumpăr condensator cu 10 euro cu 10 euro mi-l cumpăr și astăzi nu îmi spui mie ce să fac și cum să fac fă tu, cumpără tu condensatori, fă experiment și nu mai înceta tipul, nu mai făcea liste ce să fac. Până la urmă am dat bloc, da? După aia mi-a scris mail, am dat bloc și acolo, mi-a scris pe Facebook, am dat bloc și acolo, da? Sunt oameni care pur și simplu nu... Deci este, este ok să ne contrazicem, tu să ai o părere, eu să am altă părere, dar tu să încerci să-mi... Mă schimb pe mine, să-ți să -ți impui tu opinia ta, să fie eu de aceeași părere cu tine, este complet fals. Complet fals, da? Vedeți voi, dacă acum aș face un video unde aș pune în titlu Cum să modifici un pistol de lipid românesc, să-l faci avion, aș face probabil câteva mii de vizionări în câteva minute, da? Dar Uh, cum se vede și în cazul ăsta, dacă aș posta ceva cu regia lui om, de abia să adună câteva vizionări, cum să adună câteva vizionări și la și uh, la o asemenea poză, da? uh, la, la, comentarii mă refer, da? vedeți voi? Sau încă o chestie, da? am spus oameni buni, am abonament la foarte multe reviste de electronică de afară. Eu vi le ofer gratuit, dacă traduceți articole, zic eu, eu le fac frumos, le fac un design așa plăcut și le pun pe blog și le poate descărca toată lumea gratuit. Care să oferă să traduceți? Au fost mulți care s-au oferit, eu cunosc și engleză și germană, eu mă descurc cu nu știu ce, eu mă fac cu franceză, în fine, da? Am pus o revistă, da? Au fost vreo... 15-20 de comentarii care s-au oferit să traducă. Am pus o revistă. Cât credeți că a făcut? 1. 1. Da? Și acum, bineînțeles, dacă aș pune acum revista online să o descarce, toți o descarcă. Dar nimeni nu vrea să contribuie. Da? Toți vor să pice din cap. Da? Într-un fel, dacă mă gândesc bine, eu înțeleg și pe aia care spun, mă, Bogdan nu le mai arăta, bă, Bogdan nu le mai dă, da, Bogdan nu le mai spune de revista X sau de revista Y, că nu-i bine. Într-un fel poate au dreptate, pentru că au o experiență mai multă ca mine în chestii de genul ăsta. Totuși, eu sunt de părere că printre cei, nu știu, 15-20 de mii de oameni care urmăresc activitatea pe YouTube, eu sunt sigur că acolo sunt câteva sute care uh, apreciază ceea ce fac, da? În fine, asta a fost un video lung, dar trebuia să o spun, trebuie să o spun, da? Și uh, când vedeți o poză cum a fost aceasta nu aruncați cu pietre. Da? Nu dacă ai văzut România acolo hai să luăm în pulă pe Bogdan că a spus ceva de România n-a spus nimic de România rău. Da? Gândiți vă folosiți vă creierul da. Citiți și apoi trageți concluzie. Da? Nu vă aruncați în fântână da? e, sau tipul ăsta care e și istoric și crede în da? în care conduc România. Da? Bineînțeles, l-am și pe tip. Na, ce să mai zic? asta e viața. Fiecare cu părerea lui, dar să... Când spui că ai studiat, ai făcut o facultate și vorbești de termeni de ăștia savantul român care l-a pișat în cur pe Einstein, asta spune tot despre calitatea ta de om. Da? Ce treabă are Einstein? Da? poate tipul nici nu înțelege munca lui Einstein, da? poate tipul nici nu înțelege munca savantului român. Da? Ce să zic, mă uimesc, rămân fără cuvinte. Într-adevăr, eu sunt de plecat de foarte mulți ani din țară și m am schimbat mult și am, am avut o gândire așa, bă, noi suntem cei mai șmechi români, suntem cei mai deștepți, cei mai tari, suntem căutați. Oameni buni, unde am lucrat, am avut de-a face cu oameni care aveau o pregătire mult mai bună ca a mea. Eu a trebuit să lupt tare. Da? Tipul a spus că tu ai bani, că tu trăiești. Eu ca să am bani am avut foarte multe nopți nedormite. Am învățat. Am învățat într-o limbă care nu o cunoșteam foarte bine. Am tocit, n-am avut bani la început, mă duceam la McDonald's sau uh, la Kentucky Fried Chicken pe 400 de euro ca să, cu toate că mai primeam eu ceva bani, uh, nu mi-ajungeau bani da, să trăiesc. Uh, să mi cumpăr cărți, să investesc în educația mea. Într-adevăr, tot acest efort, tot acest efort a meritat. În ziua de astăzi am un job respectat. Uh, am o situație bună, uh, îmi este bine. Dacă vreau să mă duc astăzi din punctul X în punctul Y, care este în, la 800 de km sau 1000 de km distanță, mă pot duce. Da? Dar asta este toată munca mea. Da? Uh, oricine poate realiza chestia asta, da? oricine poate învăța o meserie nouă, indiferent dacă ai 30 de ani, 20 de ani, 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani, tot timpul trebuie să înveți, da? Dar trebuie să înveți să-ți dai interesul și să nu arați cu degetul, uite, ăla de, din cauza lui ăla n-am avut eu job bun, din cauza nemților ă, suntem noi așa. Asta este cea mai mare greșeală, da? Cea mai mare greșeală, da? în fine. Asta este. Ne auzim într-un următor uh, video și sper că următorul video să fie de electronică, dar probabil trebuie să stau așa câteva zile. Uh, aș bate vreo câțiva, dar na, asta este, nu pot. <laughs> trebuie să mă stăpânesc. <laughs> în fine, ne auzim în următoarea lecție și sper să nu mă urâți acum. Mulți, da? Nu mă înjurați toți. Luați-o pe rând, da? Ceau, ceau, bau contabil, e un cumul de funcții. V-aș pune o întrebare. Dumneavoastră v-ați ocupat cu înscrierea la tribunal, la, mă rog, unde este nevoie, a asociației. Sunt multe bariere, birocratice. E o muncă grea, eu știu. Cum ați putut să depășiți aceste probleme? Într-adevăr, ca o... Deci, ca o asociație, lucrativă de lucru, de să meargă, să faci treabă, să obții, deci rezultatele de care depinde, de care îi făcute ele, are, are multe obstacole, multe... Avem, în primul rând, noi care desfășurăm activitatea animală forestieră de creștere în pădure, ca să zic așa. Am avut de start începutului, noi am avut niște probleme cu... A fost, a fost barierele, ca să spun așa, barierele meteorologi și de natură, care e făcut de, deci cum este de noroi, de, de anumite Loc de sau arbori abor cu coronament care cad pe sunea, care e făcut până la uh, neputința, adică la nevolnicia de răutatea omului care o are el de o birocrație oamenilor din birouri, care este. Am de... înțeles răspunsul dumneavoastră, vă rog să vă opriți aici. Deci, din când în când, dacă simțiți că nu mai puteți vorbi, îmi faceți semn și eu vă opresc, vă mai pun câte o întrebare. Asta numai ca să colorăm interviul, pentru că oricum dumneavoastră o să spuneți tot ce considerați noastră de cuvință, pentru că văd că aveți spun discurs. spun că ce s-a întâmplat cu birocrația de oameni de birouri, care a fost, care s-a avut o, o, un șir de, de, cum să vă spun, de o necredibilitate de fantastic care este, știți? Da, haideți să, să, vorbim despre, despre asociație. Care sunt animalele pe care le aveți în gestiune, pe care le creșteți? Dumneavoastră și colegii dumneavoastră. Animalele, așa cum spune și titlul numelui asociației, mici, e animale multe și mici, că astea mai, ca să spun așa, dă, o... un echilibru de domenii, că ele mai drăgălași, așa nu-i aleargă să joacă în păduri. Asta e făcută, noi avem acea, ca exemplu de de mostră avem, avem, nutrii, avem nutri, are veveriții, are pârși și are mai a primit în străinătate. Acum asociația noastră mai ne-a adus canadienii două marmoți, care venit, e tot tot așa are probleme, dacă acolo că ecologiști mari și a trimis că marmotile astea, nu știu, e fugărită de coioți prin munții acolo. A? Și oamenii Oamenii face, adică ăștia de, -n, de -n Canada a făcut, face reclamă întâi, știți, ca să nu le mănânci coioții care le-a trimis la noi, care lupii mai blânzi aceea, că nu poate să întoarcă nici gâtul cu mari ei. A, a trimis să încoace, prima dată a făcut o reclamă pe canalul de super, care îl dă la noi. Deci a făcut pe canalul de super lumea vede și înțelege că are, el e dotat cu un simț de, de presimțirea are... ele simte, domne, calamitățile care se face de care este pe pământ. Ele simte. Ce anume? Ce anume simt ele? Ce calamități anume? Păi ele simte de... Spre exemplu, simte calamitatea cu cutremur, cum este ea. Când se face... ele când... Deci simte seismul. Simte seismul. Adică cu tremurul. Cu tremurul, da, că l-am dat cu tremur. care este.